Cum a fost acest an pentru tine? Pot să spun că a fost un an bun, ținând cont că am terminat campionatul pe primul loc. Cu siguranță se putea mai bine, întotdeauna este, este loc de mai bine, dar ținând cont că a fost și acea problemă cu, cu COVID și pot să spun că ne-a ne tras puțin în spate, din, din turație și atunci, pe final de campionat, au venit și, și acele egaluri. Însă este clar că noi putem mult mai mult de atât. Alexandru Zaharia a fost comparat de către antrenorul său Daniel Oprița cu Ilie Dumitrescu și a fost lăudat, alături de micuțul Adrian Ilie, de legenda stelei în acest tur de campionat. Este foarte frumos când când cineva te laudă, mai ales când domnul Ilie Dumitrescu, care știm că este o, o emblemă, e normal și te face pe viitor să te gândești să, să o ții tot așa sau dacă nu mai bine. Roșalbaștrii vor disputa primul meci oficial în 2021 pe 13 martie împotriva celor de la FC FCSB 2. Va fi o perioadă foarte scurtă și trebuie să fim la nivel maxim ținând, începând din primul meci pentru că știm foarte bine că avem meci contra FCSB-ului și trebuie să să începem în forță și cred că acolo se va detașa oarecum primul loc. Dornic, să joci pe noul stadion? Cu, cu siguranță, normal. Este, este cel mai frumos stadion dintre cele construite recent și... Este normal că abia aștepți să, să pui piciorul acolo cine nu-și dorește să, să joace pe, pe stadioane mari. Wallace da Silva a debutat în acest sezon pentru Roșalbaști după ce a mai evoluat în carieră pentru Rapid, Dunărea, Călăraș, Petrolul sau Voluntari. Brazilianul de 31 de ani care și-a format o familie în România ne-a povestit și cum își petrece sărbătorile de iarnă. Știu că nu sunt la potențialul meu maxim, știu că pot să dau mult mai mult. Din păcate s-a întâmplat și acest Covid între timp când cred eu că echipa revenise ușor ușor, inclusiv credeam că și eu începuse să prind mai multe încredere să joc și ne-a dat un pic înapoi, dar sunt sigur că de la anul cu o pregătire bună o să începem în forță. Promovarea oricum vine. Da. Eu cred că o să promovăm 100% și sper când o să ajungem la baraj, să fim cu toți sănătoși, să putem să fim la forma maximă și să putem să, să promovăm. Și sunt sigur că o să reușim acest obiectiv.